Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim despre parfumuri, desigur. Ei bine, am revenit cu ultimul video din această serie cu parfumuri de vară și nu ne oprim aici. O să vorbim în continuare despre parfumuri de vară, o să încep alte serii, o să vorbim despre parfumuri purtate, despre descoperiri, desigur, pentru că vrem să descoperim și alte parfumuri, dar m-am gândit eu să fac o serie de parfumuri de vară înainte să vină vara, bine, m-aș fi prins vara între timp, așa ca să vă faceți voi o idee și să vă pregătiți cumva pentru vară. Știu că erați în căutarea parfumurilor de vară și eu la fel și să știți că am mai descoperit câteva între timp, dar vor veni clipuri, vor veni hauluri și așa mai departe. Haideți să începem cu parfumurile. Din nou, nu sunt doar 10 parfumuri, de această dată vorbim despre parfumuri ceva mai accesibile și o să încep cu top 10, apoi o să vă mai arăt și altele care mie îmi plac, care mi se par potrivite în această perioadă și haideți să începem, zic. Voi începe cu Iara. Iara mi se pare un parfum perfect pentru vară. Perfect. Este un parfum dulce, este cremos, este tropical, este fructat și am început cu el pentru că, sincer, de-abia așteptam să îl port. Este un parfum care mie îmi place foarte mult și care nu seamănă cu alt parfum din colecția mea. Da, este cremos, eu simt cocos, îl simt fluffy, dulce și îmi place de nu mai pot. Cred că o să-l și folosesc astăzi. Da. Deci Iara este un parfum care îmi place mult și pe care o să-l folosesc cu tot dragul în această vară. Iara, îmi place foarte mult și sticluța asta. Următorul parfum este acest Cheap and Chic I Love Love de la Moschino. Un parfum foarte potrivit pentru vară, un parfum de zi cu zi, proaspăt, este și dulce, nu este parfumul acela citric banal, mie nu mi se pare așa, chiar îmi place foarte mult parfumul acesta și avem o deschidere citric, avem chiar și scorțișoară și zahăr, dar și o bază de mosc, cedru și lemn. Este un parfum frumos, un parfum ieftin și bun și pe care vi-l recomand cu tot dragul. Este un citric aromatic, dulce, foarte, foarte frumos. Deci ăsta nu are cum să lipsească din colecția de parfumuri de vară. Un alt parfum care mie îmi place foarte mult este L'Emperatrice 3 de la Dolce & Gabbana, un parfum în care avem fructe, kiwi, rubarbă, o bază lemnoasă, muscată, este și acvatic, are și pepene, dar cumva pepenele se simt așa apos, ca un castravete, nu știu, nu se simte chiar o notă de pepene dulce, realistă, nu. Dar, per total, parfumul este foarte frumos, din nou este un parfum de zi cu zi, fructat, dulce, dar și proaspăt și acvatic, apos. Îmi place foarte mult și acesta. Avem deja 3 parfumuri și trecem mai departe. Un alt parfum care mie îmi place foarte, foarte mult și nu doar vara este White Tea. Ei bine, parfumul acesta mi se pare perfect pentru tricou alb. Este un parfum curat, este un parfum aromatic, este pudrat, este plăcut, este relaxant și avem așa. Avem ceaiuri, avem o bază lemnoasă, avem și ambră, tonca, ambretă. Îmi place foarte mult ambreta în parfumuri. Și în deschidere câteva plante aromatice și ferigă și sea notes, doar că nu simt notele astea marine. În deschidere. Ba da, dacă stau așa să-l analizez pe piele, le simt. E ușor sărat, dar imediat cred că se simte ceaiul acesta verde și apoi devine pudrat și foarte plăcut. Pe mine mă relaxează super mult parfumul acesta și îmi place mult de tot. Și da, este în top 10 parfumuri accesibile.
Un alt parfum pe care eu l-am inclus aici, nu știu cât de accesibil este, dar nu mi se par atât de scumpe parfumurile de la Rituals și aici vreau să vorbim despre mai multe parfumuri de la Rituals. Soleil d'Or este parfumul perfect pentru vară. Deci are o sticlă foarte frumoasă și parfumurile de la Rituals în general sunt genul acela de parfumuri care te duc cu gândul la spa. Nu sunt alte parfumuri care să mă ducă în zona aia mai mult decât cele de la Rituals. Toate. Chiar și cel cu cocos pe care îl am eu, deși este un parfum fructat, tropical, cu cocos și foarte... Nu, miroase a vacanță parfumul acela. Chiar și acela mă duce tot în zona asta de spa. La fel Ocean Infini pe care l-am avut în colecție, nu l-am mai găsit în varianta aceea de 15 ml, chiar m-am uitat în Douglas de el și nu l-am văzut, dar aș vrea să mai încerc și alte parfumuri, mie îmi plac foarte mult acestea, să știți că persistă și bine. Și acest Soleil d'Or este un parfum proaspăt, este fructat, eu simt și niște note marine, deși nu sunt listate. Ia să vedem ce note are parfumul acesta. Ba da, văd că în acorduri arată că este acvatic, ozonic, dar ca și note... Ah, da, de la Lotus, de la Lotus cred că este. Bergamot, pară, mandarină, lotus și frezie în mijloc și în bază avem mosc și cedru. Miroase foarte bine, note pare destul de simpluț, dar v-am zis, este un parfum relaxant care te duce în zona aia de spa, la fel și Ocean Infini, doamne ce frumos este și acela, cred că este și mai frumos decât acesta, sincer, este și foarte feminin totodată și acesta este la fel, tot în zona asta de parfum feminin, chiar dacă este acvatic, chiar dacă este fresh, deci sunt niște parfumuri minunate, sunt niște parfumuri armonioase și da, acesta este cuvântul care definește cel mai bine aceste parfumuri, armonie, armonie și cred că și echilibru, da, deci îmi plac mult parfumurile de la Rituals. Mergeți în Douglas, poate găsiți voi mai multe, poate aveți ocazia să testați, dar Soleil d'Or este parfumul perfect pentru vară. Perfect! Un alt parfum care mie îmi place foarte mult vara, se potrivește cu rochile albe, este un parfum cremos, miroase a cremă albă. El are o combinație de flori, clementină și o bază vanilată, mosc alb și benzoin. Sincer să fiu, nu am asociat niciodată parfumul acesta cu clementina. Din punctul meu de vedere, este o cremă albă, este un parfum curat, cremos și fluffy și feminin și îmi place foarte mult. V-am zis, îl asociez cu rochii albe, cu tricouri albe. Este și destul de puternic și după acesta a mai apărut și Montblanc Signature Absolue. Acela este ceva mai tropical, nu atât de cremos. L-am mirosit la un moment dat, dar sincer să fiu, nu prea țin minte. Dar știu că mi-a plăcut și o să-l mai testez când ajung în magazine. Îmi place mult acesta și se găsește și la prețuri super ok. Trebuie neapărat să aveți în colecție ursuleții de la Moschino. Bine, nu trebuie neapărat să-i aveți în colecție, sincer, nu trebuie neapărat să aveți nimic în colecție. Eu încerc să vă ajut să vă alegeți parfumurile potrivite, dar nu vi le cumpărați pe toate și nu tot ce mi se potrivește mie, vi se potrivește și vouă, deci testați. Dar îmi plac foarte mult acești ursuleți de la Moschino, în special pentru vară vă recomand Moschino Toy 2, cel transparent pe care eu nu-l găsesc, pentru că acești ursuleți sunt ai Iuliei și nu vreau să-i folosesc parfumurile pentru că eu am prea multe în colecție și ar fi culmea, dar... Vă spun că la un moment dat eu o să-mi cumpăr în colecție aceste două sticle pentru că îmi plac foarte mult ambele. Ambele, dar mai mult cel transparent.
mai mult cel... Nu-mi place mai mult cel transparent, îmi plac ambele, doar că vi-l recomand mai mult pe cel transparent. Pentru că nu este atât de girly, nu este atât de fun, nu este atât de roz. Da, este un parfum citric, este un parfum dulce, fructat, plăcut. Nici nu mai știu ce note are acela. Nu l-am mai testat de anul trecut. Dar este și el un parfum fructat. Da, 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 gata. Avem măr în deschidere la cel transparent, avem și citrice, avem și magnolie. Of, da. Acesta are un iz mai pronunțat de gumă de mestecat. Avem și trandafir, și fructe, și ghimbir, și scorțișoară. Deci este un parfum foarte frumos. Testați-l și pe acesta, testați-l și pe cel transparent dacă aveți ocazia. A apărut și un alt parfum pe care l-am testat, Toy 2 Pearl. Nici nu mai știu cum mirosea, dar știu că mi-a plăcut. Iulia a văzut când am fost cu ea în Douglas în weekend, a văzut că a apărut un alt ursuleț și a zis: "Oh my god, a apărut alt ursuleț, deci trebuie să mă pregătesc." Pentru că ei plac foarte mult sticlele, îi plac și parfumurile și o să mai testez și eu. Cu siguranță o să iau și acel ursuleț colorat și perlat. Nu mai știu cum miroase, sincer, pentru că am mirosit multe parfumuri, dar da, ursuleții sunt superbi. Următorul parfum este Plein Soleil de la Yves Rocher, un parfum floral, tropical, cald, condimentat, perfect pentru vară. Avem aici o combinație de tuberoze, de lemn de santal și de ylang ylang, dar nu este un parfum care, în care să te deranjeze aceste flori, este destul de proaspăt, avem acolo și niște cardamom și da, se duce în zona aia de Soleil Blanc. Nu știu cum stă la capitolul persistență, pentru că urmează să-l port, dar îmi place foarte mult mirosul. Miroase bine parfumul acesta. Miroase a vară. Următorul parfum este Rem de la Reminiscence. Acesta este un parfum floral acvatic. Este sărat, este... Simt acolo niște... El are aici niște condimente care se numesc fenugreek. N-am mai auzit despre ele până acum, doar că pe mine mă duc cu gândul la coriandru. Deci este acvatic, este sărat, este condimentat și dulceac totodată și proaspăt. Este un parfum care te duce cu gândul la mare, la soare, la vacanță și dacă vreți ceva cu cocos, să știți că puteți să mergeți pe Cocorem. Și acela este un parfum fresh, dacă nu mă înșel, acvatic, dar și cu cocos proaspăt, cu o apă de cocos. Cam așa miroase, ca o apă de cocos, dar foarte frumos și acela. L-am testat, îmi place. Nu l-am luat în colecție pentru că am multe parfumuri, dar îmi place și acela și acela. Dacă vreți ceva dus un pic către masculin, aș putea să spun, un acvatic ceva mai masculin îl văd eu pe acesta. Este un parfum unisex, din ce știu, dar... mi se pare că se potrivește foarte bine pentru un bărbat și totodată îmi place și mie, adică îl port cu plăcere. L-am mai avut la un moment dat, dar era o variantă foarte veche și destul de condimentată. Acesta este mai portabil și mai plăcut, este o variantă ceva mai nouă și îmi place. Nu știu cât o să-l port eu, pentru că decât să-l port pe acesta, mai bine îl port pe acesta, care este în acea zonă, doar că este mai feminin și v-am zis, acesta mă duce mai mult cu gândul înspre zona de spa. Acesta este mai condimentat, simt acolo niște coriandru cu note sărate și așa mai departe, dar e plăcut, e, chiar vă recomand să-l testați. Un ulei pe care îl am de, nu mai știu de când îl am, dar știu sigur că anul trecut era în colecția mea și nu prea l-am purtat. Deși am vrut să-l port, nu prea l-am purtat, pentru că am tot avut alte parfumuri și pentru că acesta este un ulei. Dar este acest Prodigieux Absolue de parfum de la Nuxe. Știu că există și parfumuri de la Nuxe pe care eu nu le-am încercat, dar ar merita o șansă și după cum vedeți, ia să vă arăt eu că e foarte interesant, când se deșurubează, el cumva ia parfum
și rămâne aici un fel de pipetă. Vedeți? Deci este destul de ușor de aplicat. Vedeți, când închid, el trage parfum și când îl deschid, este un fel de pipetă. Vreau să-l port pe acesta pentru că miroase foarte bine, dar acesta este un parfum dulce și cald și sexy. Vai cât de bine miroase. Are așa ca și note, este vanilat, floral alb și dulce și ambrat. Este în zona aia, nu ca și miros neapărat, ci ca și categorie olfactivă, îl duc în zona aia de Olympia Intens, dar nu miroase la fel. Acesta este dulce, este vanilat și are și flori tropicale, are floare de tiare, tonka și vanilie. Deci este un parfum dulce, este foarte intens, este foarte frumos și din nou este genul ăla de parfum pentru o zeiță. Vreau să testez și nux floral. Aș mai vrea și altceva. Miroase foarte bine. Foarte, foarte bine și vreau să-l port în această vară. Nu știu, poate să fac layering cu alte parfumuri. De ce nu? Sau pur și simplu să mi-l aplic pe piele pe acesta. Acestea sunt cele 10 parfumuri, pentru că am vrut să fac așa un top 10, dar mai am și altele pe care vreau să le menționez, pentru că nu mă pot abține, ce să zic, ăsta este motivul. Quatre de la Boucheron, un parfum proaspăt, un parfum romantic, feminin și foarte frumos. Are în deschidere, știu că este fructat, dacă nu mă înșel, pară. Are o deschidere foarte, foarte frumoasă. Știu că se usucă ceva mai trandafiricios și mai moscat, curat, proaspăt, da, și un pic verde se simte. Dar îmi place mult cum miroase și cred că e ok de purtat vara. Primăvară-vară, cam așa îl văd eu pe acesta. Apoi, un alt parfum pe care eu am de gând să-l port în această vară este Ariana Grande God is a Woman. Îmi place foarte mult para suculentă și coaptă. Ce frumoasă este sticla asta, așa simplă. Avem pară, ambretă, oris, trandafir turcesc și o bază de vanilie de Madagascar și santal. Îmi place mult, o să-l port și pe el în această vară. Deși este un parfum destul de versatil și foarte, foarte frumos. Dama Bull de la Carven, din nou un parfum accesibil, se duce în zona aia de Irresistible de la Givenchy. Dar nu este la fel. Are o deschidere fructată, la fel mi se pare și acesta dus în zona asta de parfum romantic și feminin, proaspăt, fructat. Are o deschidere de fructe suculente. Dar acesta se usucă ceva mai fructat și mai dulce față de Quatre, care este ceva mai trandafiricios. Dar da, pentru prețul pe care îl are pe depozitul de cosmetice, nu știu în altă parte, la prețul acela este bombonică. Chiar este un parfum frumos. Și am uitat să aduc unul care din nou se duce în zona aia de Irresistible. Și este vorba despre Anaïs Premier de Lis de la Cacharel, deci și acela se duce tot în această direcție, cum este și Carven, cum este și Irresistible și la fel mi se pare un parfum feminin, proaspăt, fructat, este și dulce, dar tot așa potrivite pentru perioada caldă, nu știu, pentru seară, pentru ieșiri. Sunt chiar niște parfumuri foarte frumoase și nu l-am adus pe Premier de Lis lângă mine, dar și acela este un parfum pe care îl recomand cu tot dragul. Un alt parfum accesibil este Areca Belle Fleur by Hemani. O să vă scriu site-ul de pe care îl am eu, nu știu dacă este în stoc. Este un parfum inspirat de Mugler, Aura Mugler. O combinație între EDT și EDP, eu am originalele, am o variantă mică la EDP și
Am o variantă mare la apa de toaletă care este foarte potrivită vara și cred că mai mult se duce înspre zona de EDT pentru că este ceva mai condimentat așa. Nu știu dacă neapărat condimentat, dar are o aromă de semințe de ceva și pe care eu o regăsesc și în acesta. Un parfum verde, un parfum proaspăt pentru vară, este și dulce, se usucă așa dulce și foarte plăcut. Și cu deschiderea aceasta de semințe, deci se simte acolo ca și cum ar fi ceva condimentat. Le am în colecție, o să le port pe acelea și pe acesta l-am luat de backup. Deci o să vă scriu linkul nu în descriere, o să vă scriu pe ecran linkul. O să vă scriu denumirea site-ului pe ecran și dacă îl găsiți, să știți că mie îmi place foarte, foarte mult acesta, pe care îl țin de backup pentru că EDP-ul, de exemplu, nu se mai găsește. În fine, poate rămâne și fără EDT la un moment dat. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi, un parfum pe care îl găsiți pe Bass Mori, este vorba despre Sailor Gold. Un parfum care are coacăze, floare de portocal și mandarină. Avem în mijloc neroli, patchouli și trandafir și o bază de vanilie, musc alb, vanilie și musc alb, atât. Da. Parfumul acesta este unul vesel. Mă duce cu gândul la Giorgio Armani, In Love With You, ceva de genul, doar că acesta este ceva mai fructat și mai frumos, sincer. Mi se pare tot așa un parfum dulce, dar și proaspăt, potrivit în perioada caldă și nu numai, dar este un parfum vesel, vibrant și foarte frumos. Îl pun eu pe el tot în categoria aia de Olimpia, deși nu are nimic sărat, este doar fructat, dar la modul parfum de vară dulce. Foarte frumos este și acesta, îmi place mult de tot. L-am tot purtat zilele astea și vă recomand să îl testați. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Vă rog să-mi spuneți și voi în comentarii ce parfumuri de vară îmi recomandați din categoria asta de parfumuri accesibile. Spuneți-mi ce părere aveți despre parfumurile pe care vi le-am arătat astăzi. Cu siguranță le-ați mai văzut la mine, dar astea au rămas în colecția mea. Bine, mai am și altele și cu siguranță nu sunt toate pe care le-aș recomanda, însă o să mai vorbim despre parfumurile purtate, despre parfumuri pe care le descoperim, o să le descoperim împreună și cam atât pentru astăzi. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, puteți să vă și alăturați și să vă alegeți acolo un abonament din cele patru, o să aveți același conținut suplimentar și da, cam puțin în ultimul timp, dar mi-am propus să postez la fel de des ca și înainte și mi-am propus să mă organizez ca și înainte, pentru că era bine când mă organizam eu și gata, ne vedem în curând. Pa, pa, v-am pupat!